Analiștii încep să spună tot mai apăsat că lipsa de mâncare este următorul pas în perturbațiile declanșate de pandemie asupra lanțurilor de producție. Multe probleme au fost semnalate în Statele Unite, dar și la mari producători din Europa, care se confruntă cu lipsa forței de muncă. De exemplu, în orașul american Denver, copiii de la școlile publice nu au lapte. În Chicago, un magazin local nu mai are conserve pe rafturi, deși fabrici care să le producă sunt destule. În fiecare zi lipsește câte ceva, se plâng reprezentanții unui mare lanț comercial. Lipsa ambalajelor pentru lapte a dus la o aprovizionare dificilă a supermarketurilor cu acest produs. Mulți furnizori de alimente se așteaptă ca aceste probleme să dureze și cred că prețurile vor crește. Așa că, de teama scumpirilor, oamenii au început să-și facă stocuri. Un lanț de restaurante de tip fast food nu a putut găsi destulă carne de pui, așa că a venit cu un meniu care conține cartofi, brânză și chili. Și asta se întâmplă deși producțiile din agricultură nu sunt deloc mici. Una dintre cele mai mari cooperative agricole din Statele Unite ale Americii, anunță că membrii săi produc destul lapte la fermele lor. Dar problema o constituie lanțul logistic. Iar problemele sunt la fel și pentru producătorii de carne. La începutul acestei luni, un producător de carne de porc nu a putut să-și trimită marfa pentru că nu avea tăvițe de spumă poliuretanică în care să pună carnea.